Începem cu PES-ul. Battle Pass. Hai să dăm și pe aici. Ultimul Battle Pass nu mi-a prea plăcut. Skin-ul ăsta deja e simpatic. Camuier care are două cozi. Fisturi. Awesome. So far, deja o depășit Battle Pass-ul trecut în ochii mei. Doar cu astea două chestii. Cu fisturile și cu skin-ul. Ghiozdanul e whatever. Așa, sunt upgrade-uri în staff, nu? Astea stiluri, I guess. Îi luăm din drepturi la pisu. Am înțeles. Are un stil cu mai puține drepturi. Ăsta e pretty cool. Numai e cu stele? Păi și cum fac level acum? Faci level cum era întrecut, și mie mi se pare mai mișto așa decât să strângi stele și de ele. Într-un fel, faza cu stelele era nice că puteai să deblochezi ce voi ai tu din Battle Pass, din ce am înțeles. Nu trebuia să le iei în ordine, cred. Și atunci avea sens, dar dacă trebuia să le iei în ordine, atunci nu mai avea niciun sens. Bun, ce mai avem? Glider pești, this is cool. This is very cool, îmi place skin-ul. Ok, deci shot. Dacă ar fi să comparați Battle Pass-ul ăsta cu ăla de sezonul trecut, care vă place mai mult? Eu numai după prima pagină aș alege Battle Pass-ul ăsta față de la trecut. This is so cool. This is pretty cool. Îmi dă vibe de sezonul 5, cum era Lynx aia, așa, pe la cât e de cool. Asta zici că e motocicleta lui Vayne, lui Project Vayne din LOL. Asta e whatever. Asta, bă, asta zici că ești... Cum îl cheamă, mă, pe ăla cel mai badass din tot Jujutsu Kaisen? E un fel de Rock Lee, că el n-are nen din ăla. E pe brațe, îi bate pe brațe pe băieți. Și are ceva demon de stă pe umăr. Cum se uită, ăsta e tare rău. Ui cum se uită demonuțul ăla acolo. Zici că e bebeluș, adevărat. Că așa se uită, e creepy bebelușii. Și se uită așa, e vălos. Numai că de obicei bebelușii nu prea au dinți. Dacă le apar dinții, cam așa arată. Chat, dar e badass rău ăsta. Deci, Battle Pass-ul ăsta e de 20 de ori mai fain ca ultimul, chat. Ultimul a fost atât de lame prin comparație cu ăsta. Până acum toate skin-urile din Battle Pass-ul ăsta sunt senzație. Nu-mi zic că ăsta e glide. Ai, back bling. Skin, arma, whatever. Nu uite-te și la asta ce cool-i. Chat, toate skin-urile din Battle Pass-ul ăsta sunt faine. No, asta de Lynx vibes. Bă, ce fain e Battle Pass-ul ăsta, chat. Ăsta e glider! Ăsta e cel mai fain glider din joc, chat. Blushman! Știi că am vorbit noi puțin în privat de mască cu într-o parte ceva, în altă parte altceva. Look at this shit! This is so cool! And this is so cool! Ce fain e Battle Pass-ul ăsta! Stai că trebuie să mă ridic, chat. Ăsta e Battle Pass de să stăm în picioare pe scaun. Pelerină. Oh, ce clean-i. Că n-are nimic să se vadă aiurea. Sau are abadare guler. Man, Battle Pass-ul ăsta e prea tare. Whatever. Dă tempo. Dar ce e asta? Ăsta e glider? Ăsta e emote? N-am mai fost așa excited de niște skin-uri de extrem de mult timp. Bă, dai bad de skin-ul ăsta, Kintsugi Daigo. Oare ce înseamnă? Man of a Thousand Faces, part of the Thousand Faces set. No, și l-or băga pe Rotomobilman ăsta. Baymax Wings. Doamne, ce fain a fost până acum Battle Pass-ul, dar or trebui să bage și un joc de ăsta de Caterinca. Tot e fain, da, tot e fain Battle Pass-ul. Or stricat-o cu ăsta un pic. Adică nu, hai că ăsta e personajul ăla Caterinca din Battle Pass, funny, right? Oh, mai avem, there's more. Asta e de aia creepy, de ți iese din televizor. Și dacă ajunge la te iasă din televizorul cui nu trebuie. Cum a fost episodul ăla cu Quagmire, de a ieși fantoma din televizor. Și a întrebat-o Quagmire că, oh, are you stuck? Step ghost. E fain dacă știi filmul. Lola, ce diferență mare. I can save her. Da, adevărat. Parcă îmi place mai mult varianta asta. Ăsta e glider? Mă, să te duce așa peste băieți. Și-l ții de sforica asta. Mă, e fain și ăsta. Ăsta cred că e cel mai fain Battle Pass din Fortnite pe care l-am văzut eu, ever.
Vezi și restul de Battle Pass? Stai, ah, chiar bă, și mai este. Dang. Bonus rewards. Ăsta e altul? Sabei, a, nu, e același, dar culori diferite. Du, ce bine merge negru cu galbenul ăsta. Astea sunt doar stiluri diferite, nu e așa? Nu-i skin nou. Ok. Sure. Sure, culori diferite. Ăsta tot badass-ui. Sure. Chat! Asta zici că era din Bleach. Cum îl cheamă pe capitanul Diviziei Zero? Bă, ce cool skin-urile astea, chat. Și ce, da, bă, și ce vibe de League of Legends Valorant îmi dă skin-ul ăsta. De Neon slash Zeri. Asta e whatever. Asta e interesant. What? Și aici unlocks on 18th of December. În 18 decembrie ziua lui Custis. Ok, și mai avem ceva? Godzilla rewards? Zău că ne dă Godzilla. Godzilla Evolved. Pe cum adică Godzilla Evolved? Unde e Godzilla ne-evolved în primul rând? De ce nu-mi dai doar Godzilla? Doamne ferește-mă, și lei pe Godzilla și îți face 90-uri. Deci știa Godzilla să facă 90-uri, n-aveau șansă americanii când au venit peste ei. Venea Godzilla, băga niște 90-uri, dădea 200 pump la elicopter. Ce să zic, arată bine Godzilla. Bă, e cel mai fain Battle Pass pe care l-am jucat până acum.